Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Craiova, după ce într-un apartament a izbucnit un incendiu. La fața locului s-au deplasat pompierii cu 3 autospeciale. Printre persoanele evacuate au fost și 3 copii. Incendiul a izbucnit într-un apartament din cartierul Valea Roșie din Craiova. În zonă s-au deplasat 3 autospeciale, printre care și una de lucru la înălțime. Din cauza fumului dens au fost evacuate 28 de persoane, printre care și 3 copii. 4 persoane, printre care și un copil, au avut nevoie de îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD, prezent la fața locului, după ce fie s-au intoxicat cu fum, fie au suferit un atac de panică. De asemenea, un adult și un copil au fost transportați la spital pentru investigații de specialitate. Pompierii au reușit să stingă incendiul, stabilind drept cauză un scurt circuit la un conduct electric improvizat. Totul s-a întâmplat în balconul din capătul holului, care are o suprafață de 6 metri pătrați. În urma incendiului au ars aproximativ 300 de kilograme de materiale textile, o canapea fiind afectate și 2 uși de apartamente. Intervenția pompierilor a durat mai bine de o oră.